Constituția numărul 51 din 5-4-2016, acum la Comunia Doiana. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 8. Deci lipsesc un număr de 3 consilieri. Este vorba de Popa Viorel, Cerbu și Numărul. Fiind prezent majoritatea consilierilor local, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ședință participă ca invitații. Exclusiv TV. Domnul de la Exclusiv TV și din partea personalului primăriei Comunei, doamna Ceran Narcisa, doamna Macadam Cristina și doamna Gherasimescu Luminița, care e plecată la Bacău și nu cred că nu va ajunge. Dacă nu ajunge, ei prezentă eu raportul. În conformitate cu prevederile articolul 42 al 5 din legea numărul 215/2001, supus spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci procesul verbal a fost adoptat unanimitate de vot. Da. Acum, în conformitate cu prevederea articolului 41 din legea numărul 215, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință, în vederea conducerii lucrărilor pentru următoarele 3 luni. Deoarece, domnul Rusu... Propun pentru cele 3 luni de zile, care urmează să aprilie, mai și iunie, parcă, nu? Da. Cam așa ceva. Se conducă ședințele, adică, deci, domnul Bogdan Măcadar. Cred că e de acord. Da, dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă rog să să votați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, domnul președinte Macadam Bogdan, vă rog să votați conducerea lui Putem să-i gândim? Da. În conformitate cu dispozițiile... Da. Mulțumesc de acord. Mulțumesc. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinii un proiect de hotărâre privind anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetului local. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, aviz Comisiei Reunite. Proiect 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului și venituri și cheltuieli pe trimestrul 1-2016. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului suprafață totală de 3 metri pătrați, teren aparținând domeniului public în favoarea SECE EON Distribuții România S.A. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordine de zi. Nu. Supun la vot proiectul ordinii de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Așa. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetului local. Adus Comisiile Reunite, domnul Bucurel, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Deci, raport de avizare la proiectul de hotărâre privind anularea plătei de 73,3% din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetului local. Comisiile Reunite a Consiliului Local, întâlnite în ședința astăzi 11 aprilie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termenul obligațiilor de plată restante datorate bugetului local. Comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul Comunei. Având în vedere prevederile articolului 44 din legea administrației publice locale, 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președinte Comisiei pentru Programul de Dezvoltare Economico-Socială, Buget și Finanțe Reunite, președinte Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură,
Ștefan Andreș, președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărare, Ordine și Liniște Publice, domnul Rusu Alexandru. Dau cuvântul doamnei Macarena Cristina pentru a prezenta raportul de specialitate. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență numărul 44 din 14-10-2015 privind acordarea unor facilități fiscale. Având în vedere articolul 12 din ordonanța de urgență numărul 44 din 14-10-2015 privind acordarea unor facilități fiscale potrivit căruia. În cazul obligațiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezente ordonanțe de urgență se aplică dacă Consiliul Local stabilește prin hotărâre aplicarea acestor prevederi. În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării în termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetelor locale. Prin hotărârea prevăzută la aliniatul 1, Consiliul Local aprobă și procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere, stabilită potrivit aliniatului 2. Legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare propune aprobarea aplicărilor prevederilor ordonanței de urgență numărul 44 din 14-10-2015 privind acordarea unor facilități fiscale. Aprobarea anulării majorărilor de întârziere în cote de 73,3% pentru plata până la 30-6-2016, obligațiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv. Aprobarea procedurii de acordare a anulării cotei de 73,3% din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante către bugetul local. Deci, pe scurt și pe înțelesul tuturor, cei care au acumulat majorări pentru debitele restante pot, bineînțeles, în urma aprobării Consiliului Local, pot depune o cerere la primăria Comunei Ardeoan prin care să fie scutiți de o cotă de 73,3% din valoarea majorărilor. Deci nu 100%. Nu 100%, deci 73,3%. 3%, da. Cu condiția să-și achite integral debitul restant. Corect. Mulțumim, doamnei Macaran. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul Sandu. E foarte binevenit acest proiect de hotărâre la noi în discuții pentru la Consiliul Local. E o chestie foarte importantă. Sunt mulți care au... Da, pentru încurajarea, pentru încurajarea... Așa, sigur că da. Deci, pentru a fi redus din, asta spune, din penalitățile pe care, practic, e penalitate, pentru că nu și-o plătit-o la timp și așa mai departe. Deci, am înțeles după ce a spus dumneavoastră acolo, că până la 31 iunie 2016. Poți să rezună o cerere de la primăria Comunei Ardeoan, așa, prin care să ceară să fie absolvit de așa, dar numai cu 70 și... Cu o cotă de 73%. 3% din ce e acolo. Majorele. E o treabă foarte importantă. Practic, pe cât îmi dau seama, a trebuit să funcționeze în fișa postului, cred că vă stă și ca să puneți pe afiș, ca să știe toată lumea. Noi îi aducem la cunoștință în consilierii care sunt, și care suntem și așa. Sunt de acord cu cele prezentate de către doamna Magadan. N-am nimic împotriva. Dacă mai dorește cineva să se să punem la vot. Cine este pentru? Nu este nimeni împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1-2016. Aviz Comisiile Reunite. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Raport de avizare. La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1-2016. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal întrunite în ședință de astăzi 11 aprilie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1-2016, comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de către domnul secretar al Comunei. Având în vedere prevederea articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Comisia propune aprobarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre.
Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare Domeniului Public și Privat, al Comunei Agricultură, Gospodărie, Comunară, Protecție Mediului, Servicii și Comerț, domnul Dumitru Bucurel. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Agrement, Ștefan Andrei Ienache. Și președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii, Liniștii Publice și a Drepturilor Cetățenilor, domnul Alexandru. Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Celeana Ciza pentru a prezenta raportul de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 49 alinia 12 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, în lunile aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului unitatea să nu înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte să fie mai mare decât zero. Veniturile și cheltuielile se includ în buget în totalitate și sunt aprobate în condițiile legii pe o perioadă de un an. Se aprobă în buget pe surse de proveniență și respectiv pe categorii de cheltuieli grupate după natura economică și destinația acestora. În conformitate cu prevederile articolului 4 din legea nr. 273/2006, sumele aprobate la partea de cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite prin angajare, lichidare, ordonanțare și plată. În continuare vă prezint spre analiză execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul 1 al anului 2016, conform contului de execuție al bugetului local la data de 31 martie 2016. În cadrul secțiunii funcționare, veniturile au constat din impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare, plan trimestru 1, 5.000 lei, încasări la 31 martie 2016, 622 lei, realizat de 11,44%. Cote defalcate din impozitul pe venit, plan 62.500, încasări 80.575,85 lei, realizat 128,92%. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, plan 75.250 lei, încasări 89.622, realizat 119,10%. Impozit pe clădiri de la persoane fizice, plan 15.000, încasări 27.542, realizat 183,61%. Impozit clădiri de la persoane juridice, plan trimestru 1, 10.000, încasări 20.191, realizat 201,91%. Impozit pe terenuri de la persoane fizice, plan 15.000, încasări 41.888, 279,25%. Impozit pe terenuri de la persoane juridice, plan 3.000, încasări 4.915, 163,83%. Impozit pe terenurile situate în extravilan, plan 25.000, încasări 40.565, realizat 162,26%. Taxă judiciară de timbru și alte taxe de timbru, plan 1.560, încasări 456,5, 29,26%. Alte impozite și taxe pe proprietate, plan 500, încasări 809, 161,80%. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunei, plan 293.000, încasări 238.805, 81,5%. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, plan 8.000, încasări 8.100%. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 79.000, încasări 79.100%. Taxe pe servicii specifice, compuse din impozit pe spectacole, plan 480, încasări 0. Alte taxe pe servicii specifice, plan 0, încasări 2 lei. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, compus din impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice, plan 25.000, încasări 25.019 lei, 100,08%.
Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice, plan 2500, încasări 1716, 68,64%. Alte impozite și taxe, plan 5000, încasări 3319,5%, realizat 66,39%. Venituri din concesiuni și închirieri, plan 1820, încasări 1524, 83,74%. Venituri din prestări servicii, plan 2500, încasări 4067, 162,68%. Venituri din recuperarea cheltuielor de judecată, imputații și despăgubiri, plan 1000, încasări 0. Alte venituri din prestări servicii, plan 1000, încasări 397 lei, realizat 39,70%. Taxe extrajudiciare de timbru, plan 2500, încasări 2040, 81,60%. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, plan 15.000, încasări 21.248,5, realizat 141,66%. Taxe speciale, reprezentând taxa de salubrizare, plan 25.000, încasări 36.176, realizat 144,7%. Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, plan 1790, realizat 1789, 99,94%. Vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, plan minus 78.000, realizat minus 34.101,96 lei, 43,72%. Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare, plan 0, încasări 100.000. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, plan 18.000, încasări 11.224, 62,36%. Totalul veniturilor în cadrul secțiunii funcționare au avut ca plan la nivelul trimestrului 1 suma de 616.400 lei, încasări realizate 807.411,39 lei, realizat 130,99%. În cadrul cheltuielor secțiunii funcționare, la capitolul 51.0103 Autorități Executive, planul la nivelul trimestrului 1 a fost în valoare de 320.840 lei, cheltuiel la data de 31 martie 179.244,38 lei, 55,87%, din care cheltuiel de personal plan 225.340, cheltuiele 131.214, 58,23%, iar la titlul 20 bunuri și servicii, plan 95.500, cheltuiel 48.030,38 lei, 50,29%. La capitolul 56.0700, transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, plan la nivelul trimestrului 1.9000, cheltuieli 3.270, 36,33%. La capitolul 61.0500, protecție civilă și protecție contra incendiilor, pază, la titlul 10, cheltuieli de personal, plan 14.500, cheltuieli 11.872, 81,88%. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, bunuri și servicii, plan 2500, cheltuieli 0. La învățământ, planul la nivelul trimestrului 1 a fost în valoare de 269.640 lei, cheltuieli 200.450,16 lei, 74,34%, din care cheltuieli de personal, plan 222.150 lei, cheltuieli efective 190.745, realizat 85,86%, iar la bunuri și servicii, plan 32.490, cheltuieli efective 9.705,16, 29,87%. În cadrul capitolului 6700, cultură, recreere și religie, plan trimestru 1, 6.600, cheltuieli 0. La asigurări și asistență socială, plan la nivelul trimestrului 1, 75.710, cheltuieli 64.911, 85,74%. Din care, pentru asistența socială în caz de invaliditate, plan 56.710, cheltuieli 53.849, realizat 94,96%,
Cheltuieli de personal 11.610, cheltuieli efective 11.580, 99,74%, iar la indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav 45.100 plan, cheltuieli 42.269, 93,72%. La capitolul 68.15.01 ajutor social, plan 19.000, cheltuieli 11.062 lei, 58,22%. La capitolul 70.06, Ilumina public și electrificări rurale, bunuri și servicii, plan trimestru 1, 50.000, cheltuieli 15.476, 30,95%. Iar la alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, plan 25.000, cheltuieli 9.334,2%. 37,34%. La capitolul 74.051 salubritate, bunuri și servicii, plan trimestru 1, 30.000, cheltuieli 0. La capitolul 84.031 drumuri și poduri, plan trimestru 1, 20.000, cheltuieli 0. Totalul cheltuielor secțiunii funcționare au fost în cuantum de 823.790 prognoze la nivelul bugetului pentru trimestru 1, iar cheltuielile efective au fost în valoare de 484.557,74 lei, reprezentând 58,82% din suma propusă. Excedentul secțiunii funcționare înregistrat la data de 31 martie 2016 este în sumă de 322.853,65 lei. La secțiunea dezvoltare, veniturile au constat exclusiv din vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, planul trimestrului 1 fiind de 78.000, încasările la 31 martie 34.101,96 lei, 43,72%. Iar cheltuielile secțiunii dezvoltare, la capitolul 61.500 alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, planul la nivelul trimestrului 1 a fost de 5.000 lei, cheltuieli la 31 martie 0. La capitolul 70.500 alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, plan 20.000, cheltuieli la 31 martie 0. Și la capitolul 84.031 drumuri și poduri, plan 103.200, cheltuieli la 31 martie 34.101,96, realizat 33,04%. Totalul cheltuielilor secțiunii dezvoltare au fost în valoare de 128.200 lei, din care cheltuieli efective la data de 31 martie 34.101,96 lei, realizat 26,6%. A fost economic. Mulțumim, doamne vicepreședinte. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Crăș. Da, m-a ascultat materialul prezentat în doamna Cernat, desigur că are destule cifre din prezentare, se vede că veniturile sunt depășite, mai sunt la câteva capitole pe acolo, nu știu, nerealizări, dar până la sfârșitul anului este timp pentru a se remedia și acestea. În majoritatea cazurilor, pentru că sunt realizări de 183%, 279%, deci se cunoaște că s-a depășit efortul pentru realizarea acestor venituri. Pe total funcționare, văd aici așa că s-a realizat 139%, iar la cheltuieli 55,87%, deci se ține cont și se ține din frâu cheltuielile pentru a nu se depăși și a fi cât mai econom în cheltuirea acestor sume. De asemenea, și la dezvoltare, dar că tot la fel, cheltuielile sunt sub venituri și ceea ce eu cred că se va merge până la sfârșitul anului și vom avea și rezultate foarte bune în fapt și în trimestrul 2, 3 și 4. Sunt de acord cu prezentarea acestor cifre și veniturile și cheltuielile. Mulțumesc, domnul Bucurel, dacă mai dorește cine să ia cuvântul. Domnul Sigur. Cu foarte mare atenție am ascultat materialul prezentat de doamna contabilă. Ca de fiecare dată, prezentate cifrele foarte mare transparență și
mă cam acolo la realizările de anul casări până la 31 martie 2016. Chiar sunt unul de peste 100 și la 100. Să nu știi că e o instituție extraordinară. Iar celelalte probleme care sunt alocați bani, dacă îmi prezentați un pic la capitolul cultură și religie, să-mi spuneți că au primit probabil niște bani, dar nu s-au cheltuit. Aruncat suma de 6.600 lei la cămine culturale, 1.600 lei pentru bunuri și servicii. Da, am înțeles, am înțeles. Unde se achită curentul electric. La finele anului precedent, făcându-se niște facturi ștorno de către Ion la cererea noastră pentru un contor de la iluminat public care practic a fost facturat o perioadă îndelungată, vreo 2-3 ani și el de fapt și de drept nu a funcționat, a fost o greșeală a lor, s-au emis facturi, suma era destul de mare, vreo 200 de milioane în minus, deci ceea ce înseamnă că noi nu am mai cheltuit niciun leu la iluminat public și în general n-am mai plătit energie electrică. Și diferența sumei era pentru asigurarea pe care trebuia să o achităm contravaloarea continuității asigurării la căminul cultural, care iarăși nu a expirat. În momentul în care va expira, bănuiesc că se va continua cu asigurarea. Și 5.000 de lei am prevăzut la cultură, recreere și religie pentru susținerea cultelor. Deci și am înțeles că urmează să se achiziționeze cheresteaua cu ce mai rămăsese rămdători la Biserica Ardeoan. Ca să nu spun scuros, cunoaștem problemele, da, care nu s-a adus la cunoștință. Sumele alocate, da, de la de fiecare dată în momentul în care s-a aprobat bugetul. Respectiv. N-am ce să comentez asupra raportului prezentat de dumneavoastră. V-am spus că sunteți cu o transparență extraordinară. La obiect, aveți un program extraordinar cu problema de programul de contabilitate. De fiecare dată ne-ați prezentat într-un mod real, fără alte abateri la programul de contabilitate. Ne bucurăm foarte tare că oamenii au înțeles să-și plătească datoriile. Iar acum revin la o chestie. Eu n-am știut-o până acum, că bonificația se mai aplică până prin data de 30 iunie, începând cu anul ăsta sau fără și anul trecut? Nu. Nu, deci începând cu anul ăsta, da. E un lucru foarte, foarte bun. Și ceea ce au discutat și mai înainte cu doamna Macadam, cu problema respectivă, cu reducerea așa a penalităților, e o chestie foarte importantă și chiar foarte bună. Nu nimic împotrivă cu ceea ce ați prezentat, sunt de acord cu ceea ce ați prezentat și pentru trimestrul următor chiar stăm foarte bine cu prezentarea bugetului de venituri și de cheltuieli. Da, acum trebuie avut în vedere faptul că și în momentul în care noi am aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, întrucât nu am avut un grad de realizare a veniturilor, deci de încasare, care să depășească 97% în anteriorii 3 ani, ceea ce nici nu cred că este posibil să se realizeze un asemenea grad de încasare, deci nu avem voie să prognozăm venituri decât la nivelul anului precedent. Deci cu toate că impozitele și taxele locale au crescut. Da, au crescut. Deci asta înseamnă că se vor regăsi majorările de impozite și taxe locale, se vor regăsi în bugetul de venituri și cheltuieli la următoarele rectificări, deci în momentul în care ai depășit încasările prognozate pentru întreg anul 2016, nu doar pentru un singur trimestru, atunci poți să intervii să modifici bugetul de venituri și cheltuieli prin creșterea veniturilor la respectiva sursă. Deci probabil sperăm ca încă din trimestru 3 să fie necesar să rectificăm bugetul prin creșterea veniturilor în momentul, în măsura în care se vor încasa integral sumele propuse pentru întreg anul 2016. Da. La cheltuielile am fost foarte economică, ordonatorul de credite este cu conștiință și o să mai rămână și pentru următorul mandat, nu? Dacă vine cineva, zice că voi ați cheltuit toți banii, ce faceți? Da, nu. Deci vedeți că deci la cheltuieli, n-am... Deci o întrebare, totuși, pertinentă care vă pun acum iarăși de nou, s-a aprobat, probabil, pentru învățământ
asta îmi spune suplimentul ăla care cum au fost majorate salariile anul trecut, știți? Da, deci da, sunt da, sigur că da, vor avea, deci cadrele didactice vor fi da, deja reînumerate exact după... Că e excepție, că până acum, deci în anii precedenți, nu știu, să fie alocat sume în plus în primul trimestru, da, deci ca excepție chiar s-au procedat anul ăsta la alocarea de sume de parcate din TVA încă din trimestrul 1, bine, rectificarea am făcut-o la nivelul trimestrului 4, dar... De regulă, până în luna iulie nu se mai alocau sume. Deci, ce era alocat la începutul anului, da, cum văd că sunt prompți, da, tehnocrați. Personal, mulțumesc foarte tare pentru cele prezentate. Dar mai dorește cineva să ia cuvântul? Consider că s-au cam spus toate. Cine este pentru? Dacă cine este împotriva? Dacă se abține cineva? Să trecem la punctul 3, proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului, suprafață totală de 3 metri pătrați, teren în domeniul public în favoarea SCEON, distribuției România S.A. Aviz Comisiile Reunite. Domnule Nache Ștefan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Raport de avizare. Comisiile Reunite a Consiliului Local Comunal înțelegă în ședința de astăzi, 11 aprilie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3 metri pătrați, teren aparținând domeniului public, în favoarea SCEON Distribuție România S.A. Comisia mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunii, având în vedere prevederile articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune aprobarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președinții Comisiilor Bucurel Dumitru, Enache Ștefan, Șeros Dumitru, Rusu Alexandru. Ce-ați să fii. Dăm cuvântul domnului vice pentru a prezenta raportul de specialitate. Prin prezentat, vă rog să aprobați constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3 metri pătrați, teren aparținând domeniului public, în favoarea SCEON Distribuție România S.A. pentru lucrarea de montare a unui stâlp din beton în cadrul lucrării de vierii Leia 20 de kW, Tărâța Berești-Azlău, derivația Ardeoan, racord PT6 Leontenești, Zoda Port Leontenești, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Vis-a-vis de acest referat, eu zic că este interesul nostru de a da acest drept de uz și de servitute asupra acestui teren pentru a putea continua lucrarea de deviere a liniei electrice pentru a putea merge mai departe cu construcția podului de la Leontenești, care, după cum bine știți, reprezintă o importanță maximă pentru comuna noastră, un obiectiv început mai demult și care trage în speranță că în cel mai scurt timp se va finaliza această lucrare. Mulțumesc! Dacă vrește cineva să ia cuvântul, da, domnul Undeanu. Sunt de acord cu materialul prezentat, cu acest drept de servitute pentru a-și executa lucrările eu în România. Este în favoarea noastră pentru că acest proiect este de mult planificat, nu s-a realizat din diverse motive, fapt pentru care este un lucru bun să apuce să definitiveze această lucrare. Mulțumesc! Da, am ascultat și eu motivele pentru acest drept de uz și servitute de 3 metri pătrați pe asupra terenului către SCEON Distribuții, deoarece linia electrică aeriană de la pod acolo trece exact deasupra podului și din cauza ei nu se poate executa lucrările. Sunt de acord și e și necesar ca să poată muta stâlpi de impactă, iar lucrările la post se înceapă poate cât mai urgent. Acum ați zicea că poate vreo lună de zile încerc. Da, sunt de acord cu acest proiect de hotărâre.
Într-o totul sunt de acord cu materialul prezentat de domnul vice. Noi am mai discutat chiar asta înainte de ședință. M-a edificat câtă transparență se pune, chiar 3 metri ăștia care sunt, care pentru chestiunea respectivă, care prezentă la punctul 3 al ordinii de zi. Deci orice, ca să știți, se pune în discuție la noi în Consiliu. Și asta e un lucru extraordinar de bun. Consiliul ia hotărâre, da sau nu. Sunt de acord cu materialul prezentat de către domnul vice. Am terminat. Mai vreau și cineva să ia cuvântul? Spun și eu două cuvinte. Da, nu cred că trebuie să ne gândim nici o clipă să aprobăm acest lucru. Cu toții știm piedicile care au fost, eu știu, una bani și doi linie electrică, care au ținut în loc aceste lucrări. Și, drept urmare, trebuie să dăm curs la toate ca să înfăptuim ceva. Mulțumesc. Dacă nu mai are nimic de spus, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Fiind depuizate toate problemele la ordine de zi, declar închise lucrările ședinței. Mulțumim și noi, domnilor. Și noi vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim.